Bună seara, stimați spectatori ai televiziunii române. Îmi îngădui să vă spun că n-am găsit un colț mai ilustrativ pentru ziua de astăzi, niște arme în onor pentru unirea principatelor. Prăznuim astăzi pe Sfânta Xenia de la Roma și pe Sfânta Xenia de la Petersburg, cea nebună pentru Hristos, dar mai cu seamă prăznuim unirea principatelor Moldovei cu țara românească într-o singură țară cu numele de România. Într-un fel sau altul, astăzi prăznuim semnarea certificatului de naștere, de botez duhovnicesc și politic deopotriva unei țări care, iată, rezistă în ani, uneori chiar împotriva locuitorilor ei, împotriva neatenției locuitorilor ei. Aseară încheiam versetul ultim al psalmului 18, 19 zicând așa: Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Să știți că multă vreme textul a fost tradus cu Doamne, mântuiește pe rege și ne auzi pe noi și el în orice zi te vom chema. Era un fel de, cum să-i spunem, așezare în tandrețe în grija monarhului. De la o vreme, în schimb, când lucrurile s-au îngreunat, parcă se potrivește mai mult versetul 1 de la Psalmul 20, care astăzi îl avem la îndemână. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După pofta inimii lui ai dat lui și de voia buzilor lui nu l-ai lipsit pe el, că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, puse-ai pe capul lui cu cunună de piatră scumpă. Cu alte cuvinte, tot ceea ce înseamnă alegere în viață, sau dacă vreți, vocație încununată, se face doar în prisma acestei împărății ce vine de sus. Nu e lucru puțin și uneori, fie vorba între noi, să mănânc cu bogatul acela din Noul Testament care se îmbracă în purpură și bizon fără a avea dreptul să poarte lucrurile acestea. Sunt convins că ați văzut destui oameni care s-ar împăuna cu lucruri care nu li se cuvin și care nu stau pe pământ pe vreo facere a mâinilor, ci pe făcăturile mâinilor lor. Lucru cu totul și cu totul deosebit de altfel de lucruri legat de morala în Hristos. De aceea vă rog să vă aduceți aminte că de fiecare dată Domnul Hristos stă în apropierea oamenilor, iar atunci când vrea să împlinească starea voievodală a unui om, se împlinește cuvântul acesta care ține de prezența lui Dumnezeu în viețile noastre. Înalță-te, Doamne, în tutăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Până la urmă, ce altceva se cuvine omului decât să fie doxolog, preamăritor de Dumnezeu? Împărat al creației, omul n-avea decât să împlinească vederea rodului în duhovnicii lumii, să împlinească până la urmă bunătatea privită și trăită ca atare, grăbit să facă răutate, să pierde. Nu este așa pentru sufletul nostru, știind că Hristos e alături de noi. Mâine este o nouă zi.